Viiturile formate în urma ploilor abundente din ultimele zile au avariat grav infrastructura rutieră pe raza mai multor comune din nord-vestul județului. Drumul județean care leagă Buzăul de comuna Lopătari a fost rupt de apele învolburate, de parcă asfaltul ar fi fost de hârtie. Nici podețele n-au mai rămas întregi. Imediat după surparea drumurilor în zonă, autoritățile au început să ia măsuri. Au adus utilaje și încearcă să repare stricăciunile făcute de viituri. Și satele din Nehoiu au fost măturate de viituri, șuvoaiele s-au revărsat pe șosele, au rupt șanțuri și au inundat mai multe localități din zonă. În locuințe și în curți, apa era până la genunchi, povestesc localnicii. La 7:30 ne-am pomenit cu viitura care a venit pe izvorul care l-avem aici. Ne-am speriat, am ieșit cu toții, după 2 ore a venit din nou altă viitură. Ne-am liniștit așa, am zis, stași că nu-i nimic, nu dăduse aici. După aia s-a pornit de acolo, de sus, de la carieră, a venit cu bolovan, dita mai bolovanii, și apoi a venit peste tot, de ne-a inundat grădinile, a trecut pe aici, pe uliță era ca la apa Buzăului, apa, am pus scânduri, am pus ce am putut, cu mistria, mi s-a rupt și mistria, și cu șpacul ăsta, cu gancioc, adunăm, și punem în găleată și cărăm, că nu mai pot să le carcă, mi-a rupt mijlocul. Ulițele din sate s-au umplut de noroaie, iar în zonă doar utilajele mai pot intra fără să se împotmolească. La Chirlești și Păltineni, viiturile au umplut curțile oamenilor de bolovani și rădăcini de copac. Ne-a intrat apa până magazii, pe sub lemne, pe peste tot, asta nu se pune problema, că asta e... Am zis noi că e trecător. Copaci a fost foarte mult, nu mari, mai mici. Ăștia a avut în față și i-a dus, așa și s-a oprit drept gardul, la urmă gardul. Oamenii spun că nu au mai văzut un așa dezastru la ei în sat de peste 40 de ani. În 70, aceeași poveste. Și în 77 a fost cu tremurul. De la Dumnezeu, ce să vă zicem? După cantitățile uriașe de precipitații căzute în ultimele 3 zile, autoritățile se așteaptă acum și la alunecări de teren.